Salutare, dragile mele! Astăzi, împreună cu voi, vreau să pregătesc bunătatea aceasta. Iată, mi-a rămas partea asta să o puduresc. Uitați-vă ce minunăță am eu aici. Sunt superbe. Foarte și foarte astea sfărmicioase, da? Chiar pot să iau una să vă arăt. Ia uitați. Vedeți cât de sfărmicioase. O bunătate. Să topesc în guriță. Așa că încercați-le. Eu am pe canalul meu o rețetă cu unt, dar nici nu se compară cu aceasta. Nici pe aproape nu-i. Ia ca cam așa. Vă doresc poftă bună și acum să trecem la treabă. Nu uitați să vă abonați la canalul meu, să dați un like pentru munca mea și un comentariu. Hai să trecem la treabă. Așa, deci vom avea nevoie de smântână, 450 de grame, la mine 20%. Vom avea nevoie de 450 de grame de untură de porc, un pachetel de praf de vanilie și o linguriță de nu, de praf de copt. Și desigur făină. Aici adăugăm praful vanilat. Așa. Tot aici adăugăm untura. Cât untură, atâta smântână. Cât smântână, atâta untură. Da? Și acum vom adăuga și făină cernută. Așa, eu aici am 850 de grame de făină, dar să vedem cât o să meargă. Eu o să o cântăresc ceea ce o să rămâie și o să vă spun. Iată așa, luăm o linguriță de praf de copt. Adăugăm făină aici și începem a frământa. Așa, am pus, a luat aici pe masa de lucru și îl frământăm. Așa, la noi aluatul este gata. Îl lăsăm undeva vreo 15-20 de minute să odihnească, după care începem să rulăm cornulețele. Așa, deci luăm câte o biluță. Cornulețele adevărate se umplă cu vișină, fetele. Și aici se umplă cu diferite gemuri sau cu ciocolată. Deja nu mai sunt cornulețele copilăriei noastre, să zic eu așa, da? Pentru că cornulețele originale de când mama fată mare sunt cu untură și cu vișine. Atâta. Așa. Întindem turta foarte subțărică. Așa. Tăiem frumușel. Iar așa, am pus vișinica. Acum vom începe să rulăm. Așa. Așa, mai departe am făcut altă tortiță și tot în felul următor rulăm. E ca așa. Foarte frumos le primesc. Dar cât de gustoasă să fie, fetele, nici nu vă imaginați. În felul următor o să le facem pe toate. Cam așa, uitați-vă ce frumusețe. Vedeți? Așa, fetele, acum vreau să vă arăt cum puduresc eu cornulețele. Luăm o sacoșă, luăm zahărul, pudră, e așa, și punem aici. Ele sunt foarte fragede. E ca așa. Luăm sacoșa, o învârtim așa și începem să le puturim. Nu fierbinți, așa, de-abia călduță să fie cornulețele, da? E ca așa. Dacă ați le puneți fierbinți, să stopească zahărul pudră. Cam așa. Ia uitați-vă și din aici. Vedeți? Uitați-vă.
Ia uite-ți. Ce bunătate. Superbe. Le luăm de aici și le punem aici. Ia ca așa. Uitați-vă ce bunătate. Eu vă recomand să puneți porția dublă, pentru că n-a să vă ajungă. O să mănânce foarte și foarte repede. Superbe. Stopesc în gură, dinți. De dinți n-aveți nevoie aici. Super, super. Sunt gustoase și celelalte care e cu unt, dar este cu untură. Este ceva de vis. Dacă doriți, puteți să le faceți mai mărunți. Mie nu-mi plac mărunți, eu vreau mășcați așa. Iată așa. Tată, și două fani aici. Și să mai pun pe ultimii și mai am două. De este tăvi. Trei tăvi mi-a ieșit de cornuleț. Ca așa mai de aproape vă arăt cum arată ei. Foarte sfărnicioși. Că așa nebunie, dar e ceva de vis. Uitați-vă la cât de mult împluturau și sfărmicios, sfărmicioș. Stopesc în gură. Așa, fetele, este ultimele sunt care le-am scos acum. Uitați-vă ce morman de cornuleță. Este o rețetă foarte simplă. E rețeta din copilărie, ca așa se făcea în copilărie. Smântână de casă, numai că eu n-am avut de casă, și untură, și vișină. Alții mai puneau și gemuri diferite, dar eu vă spun că cele mai gustoase sunt cu vișină. Nici nu se discută. Eu vă doresc poftă bună și numai bine. Pa, pa!